14 august 2023. Și am tot filmat roiuri. Acum să mai filmăm și o familie. Acest stup, nu știu cât de mare, nu e cel mai mare din care l-am, această colonie, dar voi arunca o privire prin el. Aici sunt ramele care au fost date la centrifugă. Văd, au mai adus un pic de nectar. Dacă da, e perfect. E perfect pentru astfel de colonie. Da, mai are nectar aici. Mai mult decât mă gândeam eu are nectar. Deci au fost extrase și iată, au mai adus miere. Au mai prins ele ceva cules după ce am extras eu și au adus miere. Foarte fain. Bun, dar acum eu știu că acea miere de acolo e un fel de stimulant pentru ele. Adică nu neapărat stimulant, dar și ea din zona aia dacă are nevoie. Foarte, foarte lipite ramele, fiindcă n-am mai umblat cam de multișor în cuib. Au început să facă gălăgie pe aici. Să sperăm că nu foarte mult. Durează un pic până scot prima ramă. Chiar e curios cum arată cuibul. Iată, avem rame cu miere. Această ramă deja merge folosită la roiurile care au mâncare mai puțină. Că ați văzut că sunt roiuri cu hrana mai puțină și atunci vom folosi o astfel de ramă acolo la roiuri. Mergem spre cuib. Aici mai avem o ramă cu mâncare. Are mâncare. Iată. Deci hrana pentru iarnă este asigurată și nu numai pentru această colonie, adică pentru de aici cred că mai organizez încă 3 colonii cu hrană. Mergem mai departe, mai spre cuib, așa. Și aici multă miere. Chiar ești curios de unde începe puietul, că prea mult nu mai e. Nu mai e foarte mult. Să sper să n-am surpriza să găsesc chiar o colonie fără matcă. Și aici doar mâncare. Și ceva păstură. Deja am emoții. Deja am emoții. Unde o fi puietul? Unde o fi puietul? Iată, aici avem prima ramă cu ouă. Deja aveam emoții. Are spațiu foarte fain pentru a depune ouă. Arată foarte bine, dar nu va ierna foarte mare. Nu va ierna foarte multe rame. Cred că va rămâne în 5 rame acolo. Acum depinde și de cât puiet mai crește până se va opri matca din pontar.
La mine din septembrie se cam termină cu ponta. Iată, aici am puiet căpăcit. Hai că am mai o atmatca pe aici. Aici puiet foarte fain, miere destulă. Deci avem miere. Adică albinele le-am lăsat și miere. O mai adus și ele, dar le-am lăsat, nu extragem toată mierea albinelor, că după aceea trebuie să dăm înapoi. Altă ramă faină. Aici avem multă păstură, multă păstură este, deci în zona aceasta e multă păstură. Și nu... Păi, ce să mai faci? Așa e câte o matcă. Albina va face corpul gras din păstură. Îi mai dau și eu un pic de turtă, că... Acum am venit cu turtă să-i dau. Hai că e bine. Are puiet și aici și chiar fain de tot până sus. Așa trebuie să fie. Să aibă puiet destul. Să aibă puiet cât mai mult. Miere are, puiet are. Aștept să-mi vină tratamentele, azi am vorbit cu magazinul. În câteva zile ajung și tratamentele. Fac un tratament. Iată ce fain are. Și aici are puiet fain și ouă foarte, foarte bine. Mai e câte un trântoră. Da, e superbă colonia, e superbă. La început mă temusem un pic, dar totul e în regulă. Totul e în regulă, nici n-am numărat ramele cu puiet, dar sunt 5. În septembrie rămân cu 3, e perfect. Asta fiind o familie, că aici mărgine are deja hrana, da, deja are hrana, mâncarea pentru iernare și pentru a ajuta alte colonii, fiindcă normal nu-i trebuie atâta miere. O să mai dau și la alte colonii. Iată ce bine arată această familie. Deci, din câte am văzut, eu are 7 rame cu miere care deja pot fi împrumutate la alte coloni unde este nevoie. Să dau niște turtă. Niște turtă proteică. Aici pe mijlocul cuibului. Frumos. Perfect. În mod normal este interesată de turtă, fiindcă e bună turta. Punem folia. Aici trebuie căldură. Cu cât au mai multă căldură, cu atâta consumă mai puțin din miere. Asta e valabil acum și nu numai. Și altă dată. Consumul de miere este mai mare când dau puiet și temperaturile sunt scăzute.
Chiar mă uitam că noaptea sunt undeva la 10-14 grade. Da, asta este luna. Luna august, vine septembrie, repejor. Cam asta este. Deci arată foarte, foarte bine colonia respectivă. Cam atâta și pe ziua de azi, ziua de 14 august. Până data viitoare, numai bine!